Bun găsit tuturor, doamnelor, domnilor, în această seară vorbim despre sistemul medical din România. Am ales următorul titlu, Sistemul sanitar între colaps și reforme. Din punctul meu de vedere, despre acest subiect trebuie să vorbească specialiștii din acest domeniu de activitate. În această seară, alături de noi, spun eu, prietenul nostru, domnul dr. Alexandru Andrițiu. Domnul doctor, bună seara, mulțumesc pentru că sunteți alături de noi în această seară. Mulțumesc pentru invitație și mă bucur că sunt considerat unul dintre specialiștii cu dreptul de a vorbi despre ceea ce se întâmplă în sistemul sanitar. Aveți și o părere, din punctul meu de vedere, obiectivă și pertinentă în această perioadă. Cred că foarte mulți dintre cei care ne urmăresc în această seară vă citesc prin intermediul rețelelor de socializare. Spun eu că este important ca oamenii, specialiștii, să fie prezenți în spațiul public. Fiecare spicuiește informațiile așa cum dorește, însă spun eu că în contextul actual, când există foarte multe informații, e nevoie de părerea oamenilor care știu despre ceea ce vorbesc. Vom vorbi și despre campania de vaccinare din România. Vreau să vorbim însă despre sistemul medical și vă întreb dacă dumneavoastră considerați că este o criză acum în sistemul sanitar, referindu-ne strict și la contextul actual, demiteri, scandaluri politice și așa mai departe. Da. Sistemul medical este într-o criză cronică care durează, zic eu, de mai bine de 15-20 de ani. Și când spun asta, mă gândesc tocmai la lipsa reformelor consistente și care cu adevărat să creeze transformări și modernizare. Și doi la mână, această pandemie care ne-a lovit pe noi toți și în care sistemul medical practic reprezintă linia întâi a luptei, evident, pur și simplu, a spune, folosind un termen tot medical, a decompensat o boală cronică în care se găsea sistemul medical. Când spun modernizarea sistemului medical, nu pot să nu iau în considerare dezvoltarea unor spitale private, a rețele de policlinici private și chiar și a unor spitale de stat, mai puține la număr, dar care sunt moderne, sunt curate și sunt bine utilate și dotate. Acest lucru s-a întâmplat, să zic așa, în ultimii 10-15 ani. Numai că, paradoxal, deși apăreau aici colo spitale private, spitale de stat moderne, curate, pe model occidental și cu o dotare de înaltă performanță, a existat celălalt fenomen, și anume al absorției personalului înalt calificat din domeniul medical în lumea occidentală. Adică noi am adus spitale și am construit spitale, am adus aparatură modernă, tomografe, RMN-uri, angiografe și multe și multe altele, ce înseamnă medicină de înaltă performanță, tehnici noi, și uitați că mulți dintre specialiștii noștri, din vari motive, unele dintre ele nu neapărat legate de salarizare, cum s-ar crede, unele dintre ele chiar de ordin personal, familial, au preferat aceste cadre medicale să ia drumul Occidentului. Țin minte declarația fostului președinte Băsescu, lăsați doctorii să plece din țară, care este problema? Nu le convine, poți să pleci. Într-o economie liberă, într-o economie în care România a intrat în Uniunea Europeană, libera circulație nu însemna numai că mă duc să fac plajă în alte țări străine, ci pur și simplu să pot să lucrez, ăsta fiind unul din marele câștiguri, să zicem, în Uniunii Europene. Deci vorbim despre un cumul de factori. Și atunci vă dați seama că poți să ai situația în care spitalele să fie bine utilate și să nu să existe o criză de personal. Iar această criză de personal se simte acum foarte acut, pentru că ne-a lovit această pandemie, cum spuneam. Și această pandemie a fost, să zicem, într-un fel, lupta cu această boală a fost dată, în primul rând, în secțiile de boli infecțioase, în spitale de boli infecțioase, pneumologie și, după cum se vede, terapie intensivă. Vârful de lance au fost medicii din terapie intensivă. De cele mai multe ori, în spitale, terapia intensivă însemna mai mult
reanimare postoperatorii, care este cu totul și cu totul altceva decât ce ne-ar trebui. Când sunt puține paturi în terapie intensivă, sunt puține paturi în terapie intensivă pentru că sunt foarte multe cazuri din cauza pandemiei. Lucru care se întâmplă. Ce facem acum? Angajăm? Dar problema este peste tot în lume. Mai este o problemă foarte interesantă și anume distribuția cazurilor de această pandemie și distribuția paturilor de terapie intensivă. Pentru că nu sunt mobile. Și atunci pot să am, cum a fost Suceava, un număr foarte mare de cazuri și chiar dacă spitalul era nou, modern și toată lumea îl lăuda atunci, s-a tăiat panglic așa cu mare fast și răspundea unor standarde occidentale, evident nu a făcut față. Și uitați-vă că asistăm la deplasări cu avioane, cu elicoptere din diverse, din București, din alte localități, nu? Și la Creva, unde se găsea un loc liber de ATI, venea elicopterul la, din București, îl ducea la Creva. De la Creva, poate, în altă parte. Și uite, așa au circulat elicopterele Smurdului cu acești pacienți. La nivelul Uniunii Europene, acele lucruri s-au întâmplat. Sunt țări în care, într-adevăr, numărul de paturi de terapie intensivă era suficient, pentru că nu erau așa multe cazuri. În schimb, în alte țări, era o adevărată invazie de cazuri. Și atunci a apărut această circulație, să zicem, de la o țară la alta, cu avioane utilate și dotate. Evident, toate lucrurile astea costă foarte mulți, foarte mulți bani. Cooperarea între țări în cadrul Uniunii Europene pentru rezolvarea acestor probleme acute ale pandemiei nu a fost una chiar așa de frățească, cum era termenul pe vremurile, știți la ce mă refer. Și fiecare țară și fiecare minister al sănătății și, dacă vreți, fiecare grup de oameni care au coordonat această activitate în țara lui și-a dorit, în primul rând, binele cetățenilor lui, în primul rând, și după aia de vecinilor sau celorlalte țări din cadrul Uniunii Europene. Aduceți-vă aminte cum ce mesaje de disperare transmiteau guvernul italian în valul 2 al pandemiei și cum se reproșau Uniunii Europene cum că Italia a fost lăsată de izbeliște pe românește și că acolo se întâmplă adevărate tragedii. Același lucru vedem acum la nivel global, ce se întâmplă în India și cum Organizația Mondială a Sănătății cere tuturor țărilor bogate, în primul rând, să ajute cu donații, cu tot felul de lucruri. Vedem, de asemenea, ajutorul dat de către România cu avioane militare de transport în diverse locuri de pe planetă unde este nevoie. Și te întreb câteodată, noi toată ziua ne văităm că nu avem, dar uite că avem să dăm și altora. Bine, asta ține de un suport logistic care este hotărât la nivelul Uniunii Europene. Cred că această criză sanitară în acest moment poate fi considerată o provocare și pentru corpul medical care a învățat nu numai să rezolve aceste cazuri grave, dar mai ales a învățat să se organizeze. Și eu, ca observator așa neutru, pot să spun că, sau obiectiv, nu neapărat neutru, că fac parte din sistemul medical, cred că în mai bine de un an de zile s-au adaptat din mers și au schimbat protocoale de lucru, au schimbat circuitele în spital, au învățat să folosească echipamentul de protecție și rezultatele, eu zic că se văd. Unde nu se văd, nu se văd în mortalitatea foarte mare, inacceptabil de mare din terapia intensivă. Da. De ce se întâmplă asta? Pentru că tulpinile au devenit din ce în ce mai agresive, imunitatea oamenilor, cetățenilor, nu este aceeași de la caz la caz, de la persoană la persoană și până la urmă, să fim serioși, nici știința de carte și nici dotările nu sunt egale în toate spitalele din România. Adică nu pot să am pretenția ca într-un spital de provincie care a devenit suport COVID să se facă o medicină de înaltă performanță cum se face la Matei Balș.
să nu se supere colegii, dar asta este, da, asta este realitatea. Adică vorbim până la urmă și de nivelul de pregătire profesională. Domnul doctor, dacă vorbim despre această criză din sistemul de sănătate, nu știu dacă îmi împărtășiți opinia, dar din punctul meu de vedere, într-o astfel de poziție, trebuie de conducere, trebuie să se afle oameni care provin din sistem. Da, vă referiți la recentul scandal de la Ministerul Sănătății. Exact, de la Ministerul Sănătății. Adică am urmărit și eu. Poți să controlezi pârghile dintr-un astfel de sistem dacă nu ești medic care ai profesat o perioadă de timp destul de îndelungat, astfel încât să știi ce se întâmplă sub tine? Păi, ca să ne întoarcem tot așa în ultimii 15-20 de ani, a venit așa un curent de opinie cum că instituțiile medicale, spitalele să le numesc așa, mai ales cele de stat, nu trebuie să fie în poziții cheie de conducător, de director de spital, de manager, cum s-a numit ulterior, mă, neapărat un doctor. A apărut și directorul medical. De director medical. Nu, mai să fim serioși, la noi totdeauna ierarhia și vârful piramidei este cel care ia decizii. Și au început aceste numiri clar politice cu manageri care proveneau din partide. Poate economie, știu. Bine că e o problemă din partid, asta este tot o altă poveste. Selecția lor a fost într-adevăr pe criterii nici de cum de performanță, că nici n-aveai cum să ceri un economist să aibă o anumită experiență în a conduce un spital. Considerăm că are suficiente noțiuni de economice, având în vedere contractele care se făceau. Și partea alta, partea juridică. Inclusiv s-a circulat ideea că și un jurist ar putea să fie foarte bun, că doctorii ar fi bine să fie lăsat să facă meseria de doctor. Au trecut ceva timp și se vede că se simte nevoia ca în vârful acestor instituții să fie tot din cadrul corpului medical. Și să vă mai dau încă un aspect foarte important. Poate greșesc aici, poate sunt subiectiv, dar să știți că nu pot să conduci, și vă spun că unul care a fost 6 ani director într-o instituție a armatei, recunoscută pe planul local, nu poți să conduci un colectiv de medici care nu te ascultă, nu poți să-i conduci doar cu legea în mână. Nu știu dacă mă înțelegeți, adică trebuie să și empatizezi cu colectivul. Până la urmă suntem oameni, suntem o echipă, iar conducătorii, directorii, șefii de secție, cum ar fi, sunt selectați prin diverse metode, dar cel mai corect ar fi prin concursuri corecte, tot din rândul acestui colectiv. Și când te formezi într-un colectiv, te formezi ca într-o echipă de corect sportivă, ca să nu zic de fotbal. Deci îți pierzi credibilitatea dacă nu ești unul de-al lor, ci unul cu experiență. De asta întotdeauna aduceți-vă aminte de foștii directori de direcție sanitară, de directori de spitale, erau cel puțin aici la Craiova, am cunoscut și eu câțiva când am venit tânăr în acest oraș, profesori, oameni cu reputații, oameni recunoscuți în cadrul societăților profesionale și care, într-adevăr, știai, bă, mă cheamă domn director, ești domn profesor, este cineva, este o somitate, cum să nu-l ascult pe omul ăsta care are și experiență profesională și pacienților recunosc. Vedeți, asta s-a întâmplat. Acum, ce s-a întâmplat la Ministerul Sănătății, evident, a fost o surpriză destul de neplăcută, nu numai pentru mine, dar și pentru mulți oameni în țară care se așteptau ca în vârf de val 3 de pandemie de data aceasta și cu un număr de cazuri înfiorător de mare, mult mai mare decât și cu decese mult mai mari și cu presiune mult mai mare pe terapie intensivă, să apară un lider, să zicem, recunoscut din corpul medical și cu experiență măcar în boli infecțioase, dacă nu în epidemiologie. Ca oamenii să vadă într-adevăr că există și un interes în a coordona această activitate, nu doar de a te ocupa de tot felul de aranjamente din astea, contracte dubioase, ca să vedeți că o să mai iasă la suprafață niște lucruri. Acum că nu te pricepi și ești pus politic, unii cred că făcând o echipă sau creându-și o echipă de consilieri în jurul tău, ai suplini lipsa, să zicem, unor cunoștințe medicale. Tot din proprie experiență managerială pot să vă spun că atunci când trebuia să iau o hotărâre, dacă aveam în jurul meu mai mult de 3 persoane,
nu ajungeam la nicio concluzie. Și uneori și cu trei. Adică eu și cu încă doi. Și tot era foarte greu să iei o decizie. Pentru că, vedeți, suntem oameni, suntem profesioniști și fiecare încearcă să-și impună într-un dialog un punct de vedere personal. Poate bine intenționat. Nu cred că există cineva rău intenționat. Dar când ai 20 de consilieri pe lângă tine, mă ierte Dumnezeu. Nu poți să... Și uitați-vă că ușor, ușor semnalul l-au dat chiar unii dintre cei mai buni specialiști pe care i-a avut domnul ministru Voiculescu în jurul domniei sale, anunțându-și demisia. Domnule, m-am săturat, eram onorific. Am vrut să ajut, am vrut să vin cu tot dragul, am vrut să vin cu tot sufletul. Nu m-a ascultat nimeni, păi nu mă întreabă nimeni de nimic. Și atunci ce să caut acolo? Ca să ce? Ce să fac? Din punctul nostru... Unii acuzau chiar că nu le spune la telefon. Și atunci... Pleci, normal, de ce evident. Să stai? Ca să-ți compromiți imaginea și să... Acum, actuala numire este și mai șică, dar despre asta este vorba. Adică s-a înțeles că trebuie să rămână la plus această numire de ministru al sănătății și e suficient să pronunțe un nume și presa să descopere fel și fel de lucruri dubioase și de chestii care, într-adevăr, îți suminează autoritatea. Numai că vreau să vă spun, la modul să fiu un pic de avocatul diavolului acum, s-a anunțat, mai mult sau mai puțin oficial, continuarea unui program sau unor reforme. Și lucrul ăsta se vede. Adică, cu alte cuvinte, cu domnul Voiculescu sau fără domnul Voiculescu, există un plan de reorganizare conceput de către anumite persoane și care se pare că este urmat. Și eu constat că, în ciuda criticilor și a faptului că doamna ministru actual nu este atât de vizibilă și e clar că nu o transmite, nu are forța asta de comunica, probabil că nici nu este învățată cu reflectoarele și cu camerele de televiziune și cu presa, tot apar de ceva timp încoace tot felul de ordine de ministru, de schimbări de protocoale. Cred că nu s-au făcut chiar peste noapte așa, adică a venit dânsa și gata, în trei zile apare un nou protocol, protocol de tratament, protocol de monitorizare a pacienților. Cred că principalul lucru care ar trebui făcut la Ministerul Sănătății, indiferent cine va fi, este să vadă ce se subordonează Ministerul Sănătății. Încă marea problemă în această pandemie, lumea a constatat că se transmit comenzi de mai multe canale și din mai multe centre de comandă. Și cred că de aici s-ar putea să avem și niște probleme și rezultatele în lupta cu pandemia să nu fost chiar cele așteptate și dorite, pentru că se transmit din mai multe centre de comandă. Mai poți să filtrezi... Adică domnul ministru a vrut să preia, Voiculescu a vrut să preia povestea vaccinării, din câte știu eu, și s-a discutat de o stare conflictuală cu domnul colonel Gheorghiță, ulterior infirmat, evident, dar pe surse, cum ziceți dumneavoastră, cam astea s-a înțeles, a rămas la armată vaccinarea, s-a discutat despre spitale de stat și spitale private. Este foarte greu să coordonezi o activitate fără să coordonezi întreaga structură. Adică e ca și cum eu sunt ministru și sunt șef pe secția de boli infecțioase, dar spitalul mare are încă trei secții și fiecare secție are o altă subordonare. Urs, toată structura. Uitați-vă că spitalele sunt pe la consiliile județene, da? Factorul politic, când spui consiliul județean. Și acolo eu spun ți-o, Camilo, domnul doctor. La spitalele universitare, aici e o altă discuție. La spitalele municipale este cu totul altă subordonare. O să spuneți, Ministerul Sănătății coordonează. Ce coordonează? Activitatea, că se face protocoale, că se au niște comisii. Păi să fim serioși. Păi cui e clădirea? Păi cui sunt investițiile? Păi cine semnează contractele? Cine este managerul? Ca să nu mai zic că dacă ministrul e de la Plus și managerul este de la PNR, în actuala situație s-ar putea să nu fie chiar așa o stare de echilibru și lucrurile să funcționeze foarte bine, după cum văd eu că se întâmplă. Dar credeți că era necesară să... Nu, stați o secundă, duc ideea până la cap. Eu cred că Ministerul Sănătății are în momentul ăsta în subordonare clară o singură structură și care, din păcate, a funcționat jalnic în toată această pandemie. Și asta se cheamă DSP-urile. Deci dacă ești Ministrul Sănătății, până să te duci tu să vezi cam care e treaba prin spitale și cum funcționează spitalele, că nu sunt două la fel și nu poți chiar să le compari așa cum mai vrea,
pe hârtie sunt la număr, dar în realitate când te duci pe teren, constați că unele sunt pavilionare, unele sunt vechi, unele sunt în reabilitare, unele n-au avize, unele sunt n-au avize de la ISO, asta cred că nu le-au majoritatea. Măcar știi că DSP-urile sunt ale tale și știi că ai avut probleme în această pandemie cu aceste DSP-uri. Dar pune oameni competenți în fruntea acestor DSP-uri. Ce înseamnă să fii competent este foarte, foarte greu. Păi haideți să vedem că vrem să spunem tineri acum, da? N-am nimic cu tineri, sunt foarte revoluționari, mai ales pe pagine de socializare, dar mă ierte Dumnezeu, dar îmi place să fac o carte în ultima vreme. Dorința cu putința nu sunt sinonim. Deci nu s-a făcut carte. Iar cei care, într-adevăr, eu știu, poate familie le-au susținut, poate inteligența lor nativă, aud că sunt copii care au intrat la Harvard, la universități celebre din lume, bă, știți că aia cu olimpicii, învățământul e la pământ, dar ne lăudăm cu 5 olimpici. Foarte bine, ați vedea cât de 3 s-au întors în țară sau dacă s-au întors pe ce funcții au prins ei sau ce posturi li s-au oferit. Nici poveste. Și atunci, de unde vreți să scoate competența asta? Din cine? Și mai este o problemă, s-a produs o fractură între generații. S-a produs o fractură între generații. Generațiile, oamenii mai în vârstă chiar și decât mine, consideră că nu e dat datoria lor să învețe pe cei tineri. Cei tineri cred că, dacă deschid Google-ul, le știu pe toate, mai ales că știu și limbi străine acum, două, trei limbi străine de circulație internațională și au acces la informație și ce trebuie să mă întreb, lasă că știu. Și nu realizează că în momente de decizie trebuie foarte multă experiență și foarte mult echilibru și trebuie să vezi să asculți pe toată lumea. Toată lumea nu mai ascultă nimeni de nimeni. Fiecare crede că el e cel mai deștept și că soluția lui trebuie neapărat să fie impusă. Și cred că în comportamentul ăsta sau în cheia asta s-a comportat și domnul ministru Voiculescu. Și vreau să spun că la o emisiune a colegului și prietenului meu și al dumneavoastră, a colegului dumneavoastră și al prietenului meu de la o televiziune locală, Laurențiu Barbu, chiar am fost printre primii care am spus că problema numărul unu în momentul ăsta în pandemie și în România este schimbarea domnului ministru Voiculescu. Știu că mi-am atras foarte mulți dușmani, dar nu a trecut prea mult, cred că nici 3 săptămâni și a fost schimbat, că nimeni nu s-a mai așteptat. Acum, de ce a fost schimbat? Ei știu mai bine. Dar era foarte clar că lucrurile nu mergeau bine. De ce ard spitale, de ce vezi scenele astea, de ce se evacuează peste noapte un spital ca Foișor în care se făcea transplant osos, de ce nu mai se face transplant de organe prin România, deși avem specialiști? Vedeți, sunt întrebări la care cineva trebuie să răspundă. Aveți încredere în nouul ministru? Să spui că doamna ministru era cât lua la o epilare, mi se pare deja că ți-ai bătut joc de tot. Care este problema? Până la urmă, dacă avea autorizație de funcționare, putea să facă o clinică de dermatoestetică. Exact. Nu, nici nu avea nicio importanță asta. Nu știu ce o recomandă ca și manager. Dar dacă reușește să-ți păstreze câțiva consilieri din vechea gardă și sunt... Eu vă spun încă o dată, până nu mă interesează nici cum arată, nici cum o cheamă. Dacă mă întreba sincer să fiu, nici nu știu cum o cheamă. Și nici nu mă interesează. Nu cred că știu 3 miniștri, dacă mă pune să scriu pe hârtie din actualul guvern. Nu mă interesează. Și cred că așa ar trebui să funcționeze societatea. Să nu mă intereseze nici cine e președintele României decât în ziua alegerilor, nici cine este primul ministru, nici cine e președintele Camerei Deputaților. Dacă funcționează lucrurile. Crezi că pe americani interesează cine e președintele? Păi nu interesează, că la ziua votului și restul își fac treaba lor fiecare la locul de muncă. Lucrează diverse companii, șeful lui este... X, director. Poate nici măcar nu știe cine e acționarul principal în compania respectivă, a cui e firma respectivă. Mai mă duc și eu cu toată personalitatea și mai întreb, dar hotelul ăsta al cui e? Dar nu știe nimeni. Nici nu contează, nici n-are nicio importanță. Exact. Aveți funcționează după protocoale și foarte bine. Aveți încredere în noile reforme anunțate, în strategia doamnei ministru? Adică putem simți niște schimbări importante în viitorul apropiat? Deocamdată văd intenția de a nu se abandona schimbarea și reforma, dar noi tot facem reforme de vreo 30 de ani. Și mereu vorbim după aia de generație de sacrificiu. Trebuie să aștepți. Suntem ca și cu vaccinurile. Noi vrem să... obținem ceva, mizăm pe ceva, avem ceva, dar nu știm rezultatele care vor fi. Și cum poți să vezi efectul unor reforme, nu? Decât după o perioadă de timp. Minim 5 ani de zile. Să vezi ce se întâmplă. Dar când 5 ce ani vrei să reformezi? Să reformezi sistemul medical de stat, să reformezi sistemul medical pe ansamblu,
să reformezi sistemul medicinei de familie, că și aici e o altă discuție, să reformezi DSP-urile de care vorbeam, să creezi, eu știu, o interrelaționare cu marile universități din lume, să faci un fel de telemedicină, se poate face foarte simplu, dar trebuie și bani. Adică dacă am un caz, îmi trebuie neapărat să mă rog de nu știu care profesor să-mi preia pacientul până îmi răspunde la telefon, până îi explic de ce trebuie să-l transfer și cum și în ce fel. Când la fel de bine știu că există o listă de specialiști din Uniunea Europeană, să zicem așa, că suntem țară membre, dar nu numai, să accesez o tastă pe calculator, să, pe Skype, să poți discuta cu omul și schimb un preț pe care trebuie să-l plătești, că oamenii ar, până la urmă muncesc și trebuie plătiți, tocmai că sunt acceptați ca second opinion, că se tot vorbește, da. Și nici nu trebuie să transfer pacientul de multe ori. Acum noi comunicăm între noi cu WhatsApp-ul, cu tot felul de, avem posibilitatea să trimitem imagine de, uite, am un pacient, uite, asta este imaginea, o fi cancer, ce fac cu el, unde e altceva decât să transferi decât niște hârtii sau prin telefon. Deci noi cam, dar asta nu este instituționalizat, mă înțelegeți? Asta nu este o platformă, este eu, dacă cunosc, dacă aud, dacă sunt un prieten doctor și el să mă dirigeze spre altcineva, asta o facem între noi ca să salvăm situația, să salvăm pacientul, să vedem, să găsim cea mai bună soluție. Dar de ce nu ar fi simplu să intru pe rețea și să zic, cine este astăzi de gardă în cloud, în online? Păi este profesorul X din Hamburg. Ok, două profesori, am următorul caz, vă solicit. El știe că intră 150-200 de euro pe consultația asta, nu este nicio problemă. Și foarte simplu. Iar ne chinuim, iar facem la casă. Și mai o discuție cu casa de asigurări. Acolo e o altă. Iar cu platforme, iar cu... Tot mergeți pe digitalizare. Păi, e foarte frumoasă și digitalizarea. Adică sărind de la una la alta, dar să știți că se leagă foarte multe lucruri între ele. Foarte multe lucruri între ele și se leagă, pentru că bani luptăm cu pandemia, bani luptăm să luăm aia 30 de miliarde, care se pare că nu mai sunt 30 de miliarde, bani noi vrem autostrăzi, că este nevoie de autostrăzi, dar de fapt ei vor să-și pună eoliene, să facem 30% din economie verde până în 2025. Să reducem poluare. Complicat. Trebuie să ne hotărâm, să vrem. Adică, chiar și cum te-a pus să faci o casă. Prima dată crezi că ai luat material de construcții și pământul. Și încep să faci schemele alea de senul, cum o vrei. Soția spune că mai vrea un etaj, mă, ea mai vrea încă o baie în plus pentru ea, mai vrea dressing-ul, nu știu cum. Bun, le pune pe hârtie. Noi suntem în faza în care punem totul pe hârtie și culmea foarte scump. Și când ne apucăm de construcție, unul, de trebuie materiale, bacă să de import, și doi la mână, sunt și foarte scumpe acum, și trei la mână, și al patrulea la mână, culmea. Nu mai avem constructori. Pentru că au emigrat. Nu știu dacă a emigrat sau nu a emigrat. Este, iarăși este doar o opinie, e vorba despre noi specialiști care apar, pentru că toată lumea își dorește. Unde ai văzut dumneavoastră? Nu mai apar, asta este problema, că nu mai sunt. Puneți-mi și mie un nume, nu stau tot timpul pe internet să descoper și nici timp nu m-am să mă uit la televizor. Păi, vă împărtășesc ideile legate de dorința tinerilor de a crea ceva fără experiență, ne uităm și în plan politic. Vă mărturisesc că ești uluit la un moment dat să vezi ce pot debita anumiți oameni care sunt efemer în niște poziții și cărora li se pare că stăpânesc totul acum într-o perioadă scurtă de timp, niște decizii aberante care lovesc în viața unor oameni. Pentru că noi, cei care participăm la viața asta cotidiană, suntem afectați de ceea ce se întâmplă sus de tot. Aia cu masca pe plajă sau la ce vă referi? O mulțime de astfel sau de lucruri. Sau aia cu cântatul imnului la 10 seara, deci, deșartă-te române. Unele, ce-a mai făcut? Unele dintre ele, da. Pandemia s-a dus totul nu găsesc cuvântul acum. Nu, dar sunt oameni care vorbesc despre niște profesioniști, niște profesori care au experiență în spate de zeci de ani de zile, care nu au nicio experiență în niciun domeniu de activitate și care vin acum și sfătuiesc un om cu experiență, cam ce ar trebui să facă. În primul rând, e dezonorant pentru tine, cel care emiți o astfel de inepție din punctul meu de vedere, și faptul că poți decide la un moment dat funcția unui om, unui expert, nu cred că te îndreptățește pe tine să emiți niște teorii dintre acestea născute așa din
străfundul gândirii tale. Iarăși este o părere, pentru că asist la astfel de idei mărețe pe care le generează anumiți politicieni în această perioadă. Dar, mă rog, cum vi se pare că funcționează campania de vaccinare? Și cum să spun eu? Asistăm la un elan colectiv. Funcționează acceptabil. Funcționează cu suișuri și coborâșuri, dar campania de vaccinare, chiar dacă a fost pusă în mare parte pe seama armatei, tocmai pentru o organizare mai bună, să nu uităm că între un actul medical, că până la urmă este un act medical, sunt mai multe elemente cheie. Deci, dumneavoastră, dacă mă întrebați cum se poate face o intervenție chirurgicală banală, să zicem, de apendicită, cel mai bine, eu o să vă spun că, în primul rând, trebuie să întrebăm pacientul dacă vrea să se opereze și dacă trebuie să se opereze. Al doilea, să vedem ce echipă avem și dacă avem doctorii care ne trebuie pentru astfel de operație. Și după aia să vedem dacă avem anestezistul să supravegheze pacientul post-operator. Și dacă nu, cumva se îmbolnăvește mai rău în spital dacă nu l-aș opera, să l-aș trata cu diverse medicamente. Despre actul medical în sine se poate vorbi cam în aceeași cheie, indiferent unde se face. Vaccinarea este un act medical. Că are rol de prevenție, evident că are rol de prevenție și nu terapeutic. Dar aici sunt mai multe elemente. Este într-adevăr elementul de organizare. Al doilea este elementul de încredere. Al treilea este elementul de comunicare. Al patrulea este elementul de dotare. Degeaba îmi fac eu centre de vaccinare și pun acolo 200 de doctori și asistente să funcționeze zi și noapte, cum văd că vor să fac acum, dacă nu am vaccin. Acum avem vaccin, avem centre, dar majoritatea sunt în orașele mari. Să nu uităm că România nu este numai București, Cluj, Timișoara. 50% din populație, cred eu, se află în mediul rural. Da, e sensibil. Comunicarea în mediul rural nu stă lumea pe internet sau pe Facebook. Mai stau acuși pe Facebook, trebuie să recunosc asta. Dar pe Facebook informația este atât de bulversantă încât chiar nu știi după cine sunt. A apărut această, după părerea mea, o luptă pe piață, o luptă, un război comercial între companiile producătoare de vaccinuri, încât un vaccin echivalat cu Baobau, altul deja câștigă o încredere din asta în partea populației. Ce văd eu acum? Văd că, într-adevăr, o categorie relativ reticentă, respectiv tinerii, sunt foarte dornici să se vaccineze. La noi, la spital, funcționează de câteva săptămâni un centru de vaccinare și cam 200 de persoane pe zi de dimineață de la 7 până seara la 7. Se vaccinează. Adică nu sunt, am fost și eu acolo că facem de curând supravegherea, un medic, asistent. Și ce să vă spun? Lumea este speriată. Dar pe partea altă este mai speriată de boală și de, vedeți, numărul de cazuri grave de terapie intensivă și mortalitatea în valul 3 destul de mare. Înțelegeți, oamenii, spitalele, până la urmă, cred că de teama asta. Ar mai fi iar un element ce împinge acum spre vaccinare, că s-a vorbit că nu mai sunt înscriși pe platforme. Ideea că se deschide sezonul concediilor de vară cu Grecia, Italia și cu oamenii vor să... Mâine au făcut așa o pasiune pentru Grecia, încât nu acceptă litoralul român. S-a luat decizia existenței acelui pașaport de vaccinare care îți permite să... Îți permite? Îți permite puțin, că, de fapt, tot cu testul PCR trebuie să te duci. Despre asta este vorba. Cred că, dacă mă întrebați pe mine, eu n-am nicio chestie, niciun interes la mijloc, vreau să spun că acel pașaport de vaccinare și cele două rapeluri nu înseamnă că nu te poți infecta. Avem cazuri recente în România. Este deja recunoscut. Și sunt și cazuri de oameni spitalizați, că au făcut forme ușoare sau moderate. Asta
statistic vorbind, cam despre asta este vorba. Poți să te duci cu anticorpi. Ai trecut prin boală și ai anticorpi. Poți să te duci cu un test PCR negativ. Dar ce te faci dacă pleci din țară cu un test PCR negativ și te întorci după două săptămâni de concediu și în țară te găsești cu un test PCR pozitiv? Astăzi, toată presa, până la ora asta, când noi, nu astăzi, de fapt, a primit așa ca un breaking news ideea că a fost depistat un cetățean venit la muncă în România, într-un grup de indieni, exact, din India, de fapt, indienii, din filmele Cowboy, care a intrat în țară cu un test PCR negativ, de fapt, toți au intrat în țară cu un test PCR negativ, și a vrut să se întoarcă, sau să plece din România. Și a făcut la plecare încă un test PCR care e și pozitiv. Având în vedere țara de proveniență, având în vedere ce se întâmplă în India acum, s-a făcut o secvențiere genomică și oamenii zic, wow, asta înseamnă că e tulpina din India. Având în vedere ce se întâmplă în India, evident, emoția este de înțeles. Să cer alte confirmări. S-a făcut o anchetă epidemiologică, de câte știu eu, evident, acei muncitori nu stau fiecare în câte o garsonieră. Sigur, stau mai mulți într-un loc. Au intrat în contact unii cu alții, din câte știam, erau și câțiva din contacti confirmați pozitiv. Atenție cu test de intrare în România negativ. De ce nu s-ar întâmpla același lucru când plec în concediu? Văd acum toată Craiova se duce în Egipt. Foarte frumos. Condițiile igienice în Egipt nu o sunt chiar ca în Europa Occidentală. Cei exact. Care s-au întors de acolo au fost puțin cam dezamăgiți așa. Nu e chiar, da. Pentru că nu se mai poate circula cam pe nicăieri în Europa, Egiptul a devenit așa o supapă, mai să relaxeze lumea, să mai iasă din starea asta de stres, de pandemie. Ce te face să crezi că nu te poți îmbolnăvi acolo? Că am văzut și eu filmulețe, toată lumea pune acum pe Facebook unde circulă prin Egipt acolo. Grupul pleacă cu autocarul, se deplasează. Hai să fim serioși. Chiar dacă au ieșit din țară, eu știu, o agenție de turism mi-a scos din țară 30 de persoane și a scos cu test PCR negativ. De ce credeți că nu s-ar putea îmbolnăvi acolo pe unde circulă și cu toată lumea, în toate colțurile planetei, pământului, turiști? De ce nu te putem îmbolnăvi? Și te întorci pozitiv din țară cu cine știe ce tulpini. Și faci, o luăm de la capăt, nu? Clar. O luăm iar de la cap din toamnă și ajungeți la vorbele mele, valul 4, valul 5, valul 6, că nu-i potolim deloc. Ce se poate face e greu de spus. Și nici nu vreau să mai dau eu idei, că nu e treaba mea. Se implică și spitalul militar în această campanie de vaccinare? Da, am fost anunțați. Ce să spun, asta este. E armată, e ordin. Probabil că va trebui să reduce mult activitatea pacienților și așa era redusă. Și va trebui să ne concentrăm foarte mult pentru că este nevoie de... Probabil se vor suprapune cei care s-au înscris pe platformă cu cei care vor să se vaccineze la liber, da. Vin la liber, așa, și zi și noapte. Deci, practic, voi avea un centru care se funcționează ziua și încă ceva unde funcționează zi și noapte. Păi orașul nostru va fi inclus într-un proiect... Plus orașul din Craiova, nu știu, m-aș bucura să... Dar nu cred că va dura foarte mult. Adică eu cred că dacă lumea care vrea să se vaccineze și e hotărâtă, oricum se vaccinează. În două săptămâni cred că n-ai avea să ai vaccin. În două săptămâni ai rezolvat toată treaba. Simțiți acum că e o reticență din partea oamenilor în a se vaccina? Nu, dar ușor se mai... Mă gândesc acum că dacă scot și cântăreții de manele și văd ultimul hit al Loredanei cu 11 maneliști, măcar că nu cântă și atât despre vaccinul, probabil că va avea așa un impact pe o anumită categorie de oameni. Atenție, problema este în mediul rural, cu acele caravane care trebuia făcute mai de mult de acum. Acum mi se pare că am trece. E și Doljul inclus în proiectul ăsta cu caravanele astea mobile? Da, și de la noi se pleacă, nu numai în Dolj, toate Oltenia unde sunt chemați, dar acolo este factorul politic. Și probabil că acolo ar trebui să lucreze mai mult biserica. Acolo, și vaccinarea prin medici de familie în fiecare... Și cum vreau, și medici de familie există o problemă, că aud că îi plătește cu 40, se plătesc cu 40 de lei la fiecare inoculare.
Nu mi se pare. Nu știu, nu vreau să comentez asta. Da, eu dacă mă încerc să mă vaccinez la un doctor care știu că ia bani pentru treaba asta, nu știu, nu mi se pare foarte ok. Ajută-i altfel. Dă-le echipamente de protecție, pune-le frigiderul ăla în care să stea. Cine le dă? Cine face finanțarea asta? Această campanie de vaccinare, de unde finanțarea, până unde este? Până la ce nivel? Eu văd că centrele de vaccinare se înființează, dar cine lucrează în ele? Ai contract? Ce fel de contract? Păi, durată limitată, determinată, nedeterminată, cum se face așa? Ture de noapte, sâmbătă, duminică, uite, văd că se vaccinează în ziua de Paști, sunt oameni trecuți. Ok. Sunt, avem și noi colegi care sunt programați, știu, la apel. Știu, da. Există și personal medical acolo. Nu se vaccinează. Singur, da. Singur. Sunt supravegheați și mai sunt și incidente, ferească Dumnezeu. S-a întâmplat. Reacții alergice, leșinuri, crize hipertensive. Trebuie să fie cineva care să intervină. Trebuie să fie cineva medical. Se tot vorbește despre ridicarea unor restricții de la 1 iunie în contextul în care vom avea 5 milioane de oameni. Nu, 10 milioane. 10 milioane. Atingem... După modelul altor țări, da. Dar vedeți că toată viața noi ne-am comparat cu alții și nu prea ne-a ieșit comparația. Adică nu știu cum... După cine să ne luăm? După britanici? Păi și vom și atinge acest grad de imunizare în masă. Ce spuneți? Vom atinge acest grad de imunizare în masă într-un viitor apropiat care să permită ridicarea unor restricții? E posibil să atingem un grad de imunizare în masă, atenție la ce vă spun acum, sună foarte periculos și mă asum, s-ar putea să ajungem la un grad de imunizare în masă pentru un anumit tip de tulpină. Pentru alte tipuri noi de tulpină s-ar putea să nu ajungem prea curând. Păi și atunci suntem într-o buclă care nu se mai închide niciodată? Bă, se va închide. Garantat se va închide, dar nu acum. Dacă tot ați avut anumite proiecții, predicții, când credeți că se va închide bucla asta COVID? Când va obosi virusul, când se va epuiza el. Am spus și repet, epidemiile, pandemiile încep și se termină când vor ele. O să spuneți că este un paradox în ceea ce vă spun. Că acum există vaccinul și există. Este adevărat. Virusurile ARN sunt foarte periculoase prin capacitatea de a produce mutații. Noile tulpini sunt amestecuri de, așa este, tulpină britanică combinată cu braziliană, combinată cu... Iar aceasta, și este inclusiv o ipoteză, că o campanie de vaccinare care nu se derulează într-un timp foarte scurt, maxim 2 luni de zile, și se întinde, să zicem, pe un an de zile, și mai ales în populații din astea răsfirate, împrăștiate, pentru că, până la urmă, și teritoriul, geografia, nu-ți dă voie să faci. Altfel, poate crea mutații foarte periculoase chiar printre cei vaccinați. Ar fi trebuit... organizat un pic altfel, dar a depins de foarte mulți factori. Că nu era vaccinul nostru. Că era vaccinul nostru, îl făceam la Cantacuzino, era foarte simplu. Și eu vă spun că gradul de încredere în populație era mult mai mare. Dacă era un vaccin românesc. Dacă era un vaccin făcut la Cantacuzino. Nu știu dacă românesc, putea să fie unul din altă țară, dar produs în Cantacuzino. E o chestie de psihologie. Mental. De mental. Eu știu perioada în care existau fiole de vaccin antigripal produse în Cantacuzino și începuse prin farmacii să apară și făcute de import. Zăceau acolo alea farmacii. Erau și un pic mai scumpe cei drept, dar arătau mai bine, serinți preumplute în cutii drăguți. Asta în lăsul era parcă o fiolă de algocalmi micuț. Lumea îl prefera acolo. Domnul doctor, există o altă problemă legată de blocarea spitalelor la propriu. Vorbea și dumneavoastră despre banala apendicită. Cum se poate debloca situația asta? Sunt oameni care au și alte afecțiuni, altele decât COVID. Foarte simplu, cum am spus, și acum 6 luni de zile. Pentru renunțarea la această împărțire absolut nefuncțională de spitale COVID și non-COVID. Și o să-mi zică lumea că te duci cu COVID și îmbolnăviști pe ceilalți. Nu. Dar nu în spitalele gen monobloc, sau cum se le numesc. Cum se numesc ele. Că am avut acum pe verticală. Păi,
verticală, aer condiționat, lift, a terminat. Nu, intră unul și îmbolnăvește pe toată lumea. Folosite spitalele pavilionare. Uite cum este construit spitalul militar, cum este construit spitalul Colentina în București, cum este construit, cred că, spitalul Leamnă. Vechile spitale pavilionare se pretează la circuite separate. Spitalele astea noi, pe verticală, sunt nicio formă. Acolo nu. Și atunci lăsam spitalele COVID sau, și suport COVID, spitale pavilionare, cu pavilion 2, iar spitalele astea, iar mai multe pavilioane, asta mă refer, dar multipavilionare, scuzați, iar spitalul, cum e spitalul județean, să zicem, un spital mare, sub nicio formă nu dădeam voie COVID acolo. Rămâna pentru afecțiunile generale. Lăsam decât spitalul județean, care era ultra-suficient, avea toate specialitățile. Și restul, toate spitalele care au vechi, cred că și spitalul 2 ți-ar fi pretat. Mutam totul acolo, și doctor și tot. Am citit ieri, cred, tot pe Facebook, asta pentru că tot vorbeam despre filtrarea informațiilor, despre noile protocoale în tratarea SARS-CoV-2. Da. Am susținut de la bun început că tratamentul antiviral și singurul antiviral cât de cât discutat, dar considerat eficient, este remdesivirul, trebuie administrat într-o anumită fază a bolii, de multiplicare a virusului, așa fază de replicare virală. Pe remdesivirul fiind un medicament și scump și cu necesită o supraveghere atentă și cu riscul de reacții adverse și cu anumite contraindicații, el a fost folosit cel mai mult în terapia intensivă, la bolnav foarte grav, când deja afectarea pulmonară era destul de importantă. De și ajungeau pe ventilator. Și rezultatele s-au fost dezastroase. Și cu toate astea se folosește. Și nu prea am avut antivirale eficiente. Și v-am spus, cred că la dumneavoastră în misiune sau în altă parte, că se lucrează, într-adevăr, în cercetare la niște pastile, niște medicamente. Pfizer a anunțat că până la finalul și anului... Pfizer, și mai sunt și alții, tot în Statele Unite. Sunt finanțări de multe miliarde, dar trebuie o perioadă de testare a medicamentului. Cu vaccinul s-a intrat așa cam pe repede înainte, că era situația care era. Dar acum o parte din populație este vaccinată. Problema este că vaccinul se duce țintit. Pe când aceste antivirale, pastile pe care vor să le facă, e tableta, adică la primele simptome, te duci și ții, când mai lua paracetamol. Acestea ar trebui să acționeze pe un grup de virusuri, pe o clasă de virusuri. Nu poți face o pastilă pentru fiecare tip de virus, că este... o pastilă, un medicament. Mai durează. Dacă ați fi acum ministrul sănătății în România... Mi-aș da demisia. Da? N-ați acceptat? Mi-aș înființa o... Ce ați face? Ce aș face? Ce-ați face, da. Deci nu să-mi dau demisia, nu? Nu. Care ar fi prima hotărâre care luam? Aș centraliza DSP-urile. Credeți-mă că nu m-am gândit la întrebarea asta niciodată. Deși mi-a pus, prieteni m-au întrebat. Aș merge pe, așa este harta regionalizării României. Câte erau, vreo 9 regiuni, parcă era București. Așa se dorea. Așa se dorea. Și mai sunt încă, știi, chestii pe teritoriul care sunt făcute pe sistemul ăsta regional. Pentru că una este să coordonezi 36 de direcții sanitare și una este să coordonezi 9. N-aș da afară din personal. De-aș comasa pe toți. Și aș trimite pe teren. Iar cei care rămân ar fi decât ca niște puncte de lucru. Ia ține, ați înțeles? Deci trebuie, cum să spun, ca o structură de pom. Deci de aici ministerul coordonează, ai 9 centre mari, ca niște dispecerate, că de fapt asta aș fac muncă de dispecerat, și pe urmă aș duce foarte mult în teritoriu. Păi de ce am direcție sanitară la într-o capitală de județ? Ce zice oameni pe acolo? Îmi spun la telefoane. Ce fac? Auzi acum cu ăsta, cu cazul de infectare cu tulpina indiană, că cel tânărul confirmat pozitiv n-a intrat în contact decât cu 8 persoane, colegii lui de muncă, toți indieni. Imposibil. Că numai 8 din noi.
cum să fim serioși. Vă dați seama, deci de când a intrat el în țară, era clar că dacă ai tulpina indiană, n-a luat-o din România. S-a dus și-o cumpărat și o pâine la un magazin din Brașov. Păi dați seama, s-a dus după țigări, după pâine, după asta. Poate o fi... A avut și vă prieten, unul dintre ei pe acolo, vreo român, exact. Pe la noastră frumoasă, care sau ăsta indian, are bani. Despre ce? Ce, au stat încuiați, închiși? Oamenii circulă liber. Deci dacă ei spun 8, s-ar putea să fie 80, dacă nu și mai mult. Ei, asta înseamnă încheta epidemiologică, să poți să te duci. Dacă nu ai oameni în teritoriu și nu și cum o faci, nu organizare asta a fost o discuție amplă în societate legată de anchetele epidemiologice. De asta a fost și problemă. Aproape s-a și renunțat la... Încă s-a pierdut șirul, ne fiind suficienți oameni. A spus la om, dacă nu mai este nevoie de anchetă epidemiologică, pentru că era transmitere comunitară. Ok, bun, dacă nu ai un caz de genul ăsta, o iei de la început. Ce faci? Da. O iei de la început, cum a fost cu tulpina britanică. Avem două, trei cazuri, au țipat iar televiziunile, au durat vreo săptămână și peste o lună de zi au... A, păi de-aia au crescut cazurile, suntem în valul 3. Tulpina britanică a devenit dominantă, fără să faci secvențiere genomică, pentru că n-aveai de unde să-l faci, n-ai alte laboratoare în țară. Asta e clar, au venit peste noi. Tulpina britanică. Peste o lună ceva. Când ne toarcem din concediu, o luăm cu tulpina indiană. Urmează perioada pascală, întâlniri între oameni, sunt inevitabile, nici nu poți să-l ții pe... Nu ne poți separa până la urmă prin măsuri restrictive. Conștiința noastră asta că lucrează faci, până la un moment dat. Să faci un test de antigen rapid... Îl poți face. La intrarea în hotel, mi se pare... Nu. Soluție ca aia cu masca pe plajă. Asta... Nu vorbeați dumneavoastră de soluții date așa, îl mulțumesc. Hai să nu suntem serioși. Deci am avut zilele astea pacienți, săptămânile astea, valul 3, cu teste negative, antigen și pozitivă PCR-ul, cu ecografie pulmonară pozitivă, tomografie computerizată pulmonară. Oameni care și-au făcut teste, că aveau acasă și-au ieșit negativ. Ceva, când fac testul astăzi, sunt fericit că a ieșit negativ, mâine m-am suit în avion, am plecat în nu știu ce țară și de fapt peste 3 zile încep să fac febră. Și am o asigurare de 20 de euro. Și ajunge în Egipt, în sistemul de sănătate din Egipt, pentru că tot am să fim serioși. Ce faci? Să fim serioși. Încep să plângi într-o astfel de... Eu înțeleg nevoia asta, să spargem bula asta, bucla asta, cum ziceați dumneavoastră. Pentru că e și o presiune psihologică teribilă. Mă uit și constat ce stare de tensiune în rămasă populație. Foarte irascibili sunt oameni. Irascibili în trafic, irascibili în dialoguri... viața de cuplu, toată lumea e foarte nervoasă. O presiune psihologică teribilă. Și probabil că se caută soluții și să mai ridicăm oala de presiune. O să se ia astfel de decizii pentru că sunt unele politice calculate. Eu cred că măsura asta de relaxare, atenție la ce vă spun, măsura asta de relaxare din noaptea de Paști, întâi mai așa, vor continua, să știți. Da, toată lumea m-a întrebat astăzi ce părere am, mi-a spus că vin la dumneavoastră emisiune, și că cum ți-ai spus că a sunat așa brusc, că nici n-am mai ajuns la nici 30% imunizare populației cu vaccinul. Clar că nu din cauza vaccinului, cum ți-ai spus că au scăzut așa toate, ce nu au fost măsurite datele, cifrele? Nu. Pentru că nu puteți fi măsurite în același timp și în România, și în Germania, și în Franța, și în confirmă Ion Alexie, că și în Statele Unite. Și pot nesperat, într-o săptămână, parcă a dispărut. Nu cumva este comportamentul virusului. Auzeam că rata de infectare e undeva foarte mică acum. Cea mai mică de la începutul pandemiei. Păi acum o săptămână, lumea ce să mai creadă? Rata de infectare este foarte mică, numărul de decese este foarte mare în terapie intensivă. De ce? Pentru că sunt cazurile care stau poate și o lună de zile în terapie intensivă. Sunt așa se explică. Din trecut. Domnul doctor, mulțumesc frumos pentru prezența în cadrul mare emisiunii. Ne reauzim. Sunteți un om pe care îl ascult cu drag și cred că și telespectatorii noștri au aceeași... E mai măjură, alții mai mă. Nu poți să fii plăcut de toată. Lai cu inimioare. Da. Să aveți sărbători cu bine, Doamne, și să fim sănătoși. Sărbători fericite și cu liniște și pace în suflet. Mulțumim frumos. Toate bune. Doamnelor, domnilor, mulțumim pentru atenție.